Succesul este una dintre cele mai subiective noțiuni din lume, pentru că are legătură directă cu tine, cu educația ta, cu sistemul tău de valori. Și pentru că, dincolo de toate, succesul înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți. Muncesc foarte mult pentru a atinge ce îmi doresc sau pentru a-mi atinge scopul. Încerc foarte mult să-mi aleg echipa cu care merg pe drumul spre realizarea anumitui scop. Sunt foarte insistentă în ceea ce fac, sunt perseverentă, depun mult suflet și întotdeauna încerc să-mi asum responsabilitățile și riscurile respective. Laurenția Filipschi, director executiv la Junior Achievement, magistru în administrare publică, președinte, membru fondator al Asociației Obștești Consolidarea Valorilor Umane. Dumneaei deține cheia succesului, definită într-o frază: cultura generală, înțelepciunea, bunătatea, respectul, răbdarea sunt aspecte esențiale ale vieții unei persoane de succes. Ceea ce îmi doresc eu e să oferim cât mai multe oportunități tinerilor, pentru că sunt, să zic așa, beneficiarii cu care lucrează organizația pe care o reprezint, să ne implicăm în cât mai multe proiecte, nu numai la nivel național, cât și la nivel internațional, să încercăm să fim foarte creativi în ceea ce facem, să venim cu ceva nou și să fim, să zic așa, un punct de coordonare a tuturor celor care sunt interesați pe segmentul de educație antreprenorială a tinerilor generații. Totuși, ce înseamnă succesul? Pentru a-l defini, trebuie să te gândești exact ce vrei de la viața ta și începe imediat să te ocupi de pașii pe care îi vei parcurge pentru a ajunge acolo. Așa procedează eroina noastră. Asta va fi rezultatul muncii noastre și cred că va fi cea mai bună apreciere pe care o vom avea noi peste o anumită perioadă de timp.